Bună ziua, bun găsit la Călătorii Geopolitice, sunt Cristian Gava, invitatul ediției noastre de astăzi este analistul politic, expertul în comunicare strategică și în politică externă, Radu Magdin. Bună ziua, Radu, și mulțumesc mult că ai acceptat invitația noastră. Bună ziua, eu vă mulțumesc frumos pentru invitație. Mulțumim foarte mult. O să încep direct. Trăim o perioadă foarte dificilă din punctul de vedere a relațiilor internaționale. Cea mai mare provocare militară a Europei după anul 1945 și, practic, nu, zilele acestea, în ultimele două săptămâni, asistăm la sfârșitul sau la implozia, la explozia, la dinamitarea unor noțiuni pe care le credeam fundamentale pentru continentul european. Și anume, pacea europeană, care nu a fost fixată chiar după 1945. Am avut un acord tacit între cele două blocuri de a nu forța conflicte militare pe teritoriul continentului european. Climatul și ambianța de securitate în care am trăit în ultimii 70 de ani este anentizată și aruncată în aer, pentru că nu, războiul reapare în Europa și în viețile noastre. Cum vedeți impactul acestor lucruri pe care le trăim astăzi? Este un șoc multiplu, într-adevăr, și sunt de acord cu evaluarea de mai devreme ca intro. Pe de o parte, aș spune că este un șoc global, pentru că în timp ce noi ne gândim la tehnologie, ci discutăm despre amenințări existențiale la capitolul sănătate și încercăm să le combinăm și cu sustenabilitatea planetei pe termen lung, da? Deci preocupări de secol 21. Să spunem așa. În timp ce vorbim de meta și de ochelari și de lume alternative, iată că în secolul 21 am fost întrerupți de secolul 20, care a bătut la ușă, cu o parte de echipamente care arată, apropo de arta războiului, arată a la secolul 19. Deci, dacă ar fi să ne gândim la ceea ce Fukuyama a spus în anii 90, că asistăm la sfârșitul istoriei, istoria tocmai a reînviat. Pentru că istoria a însemnat în esență și un set de pace-război, și așa s-a scris istoria. Există tot timpul câștigători și învinși. Problema în momentul de față, la cum arată situația, este că, dincolo de elemente de percepție cu privire la, să spunem așa, presupusa înfrângere comunicațională a Rusiei, da, în plan global, da, apropo de lucruri care se schimbă, temuta propagandă rusă a fost înfrântă de războiul informațional ucrainian, defensiv și creativ, a spune eu. Da? Deci este o logică în schimbare. Încă din punctul meu de vedere nu am trecut în partea cea mai dură la care ar trebui să ne așteptăm în zilele și săptămânile următoare, pentru că, pe de o parte, da, din păcate au avut loc deja pierderi de vieți, din păcate deja are loc distrugere, dar dincolo de acest lucru, părerea mea este că operațional părțile se așteaptă, părțile combatante, da? Rușii și ucrainii se așteaptă de-abia acum, a spune eu, la varianta cea mai rea. Și nu mă refer la pericolul nuclear, da? Nu mă refer la perspectiva că cineva mai mult sau mai puțin sănătos, mai mult sau mai puțin strateg ar putea apăsa la un moment dat pe un buton. Deci este un cocktail ciudat care, în mod legitim, stârnește temeri. Nu ne spune neapărat teamă, nu este o invitație la panică. Apropo de o știre de ieri, creștere cu 412% a eliberării de pașapoarte în România în ultima lună, dar cu siguranță e o altă lume. Pur și simplu accepți faptul că lumea s-a schimbat, că într-adevăr s-a întrerupt acea ciclicitate pe care am avut-o de câteva decenii de pace și că generația noastră s-ar putea să cunoască războiul. Fie și războiul de proximitate, da? Nu suntem implicați în acest război, foarte probabil nu vom fi implicați în acest război, dar este un război în țara cu care avem granița cea mai mare. Și e posibil să reavem o graniță cu un vecin cu care nu am mai avut o graniță de ceva timp, de câteva decenii, și anume Rusia, ca și continuatori, inclusiv ca apucături în momentul de față, al Uniunii Sovietice. Deci este o realitate globală, o realitate europeană și o realitate națională. Cum o gestionăm ca narrative, cum o gestionăm ca pregătire și cât de mult facem? Eu cred că în momentul de față vom constata, și aici o să iau o pauză de discurs, a spune că atingem limitele tactice
Noi am făcut foarte multe lucruri în ultimele 3 decenii, cu excepția celor 2 elemente ale planului nostru de țară, da? Aderarea la UE și la NATO, că au implicat și doză de strategie și de hotărâre, majoritatea lucrurilor pe care le-am făcut au fost tactice. Ori, din cocktailul de crize în momentul de față pe masa decidenților de la București, acest nou, să spunem așa, această nouă criză face ca pur și simplu, dacă acest guvern vrea să mai rămână popular, dacă acest președinte vrea să intre cu bine în istorie, dacă liderii partidelor noastre vor să-și facă, să-și servească țara într-un moment cheie, să începem să lăsăm dincolo de șoc, să începem să gândim un pic mai strategic și să acționăm, pentru că nu mai merge cu soluții pe 24 de ore. Pur și simplu suntem depășiți de situații. Nu doar noi, și nemții, și polonezii, și americanii, și ucrainienii, cu siguranță și rușii, da? S-ar putea să fie depășiți de situație până și chinezii și japonezii. Deci este pur și simplu un cocktail nemai văzut și este invitație din punctul meu de vedere la strategie în perioada imediat următoare. Tolstoi spunea la un moment dat în Război și Pace, vorbea la un moment dat despre acel spirit al războiului care pune stăpânire pe mințile liderilor la un anumit moment și îi depășește, despre o forță motrice a războiului care nu mai poate fi oprit la un moment dat, deși toți își doresc pacea. Apropo de reacția Uniunii Europene, avem două lucruri fundamentale aici. În primul rând, Putin, din punctul meu de vedere, și tot ceea ce înseamnă establishmentul ticălos de la Kremlin de la ora actuală, a reușit să găsească un Occident unit și cu siguranță un răspuns la care nu se aștepta. Planul Occidentului la ora actuală, evident, este acela de a ruina, între ghilimele, economia Rusiei pentru a nu mai putea hrăni mașinăria aceasta odioasă de război. De aceea avem măsuri care pe termen lung cu siguranță că vor izola Rusia, pentru că într-o economie globală toată această decuplare de la ceea ce putem numi lumea civilizată din punct de vedere economic va avea consecințe dramatice pentru economia rusă. Toate acestea însă vor face ca Rusia să piardă pe termen lung. Ce putem face pe termen scurt? Mă refer la următoarele săptămâni, pentru că Kievul este amenințat să cadă nu peste 7 ani, ci în următoarele zile. Cred că fiecare face ce își permite, în sensul cel mai pozitiv ce își permite, nu în sensul obraznic. Uite ce își permite, de exemplu, în momentul de față să facă Rusia în cartier. Da? Spun asta de ce? Pentru că, de exemplu, noi nu suntem o mare putere. Și în ceea discursul nostru regional, de leadership regional, nu suntem nici măcar o putere medie. Da? Suntem, într-adevăr, slavă Dumnezeu, o țară prosfelă și o țară care, în ciuda combativității politice, este o țară stabilă. Fie prin ignorarea politicii de către populație și sectorul privat, fie prin faptul că, sincer, politica noastră, deși este dominată de certuri, totuși nu deraiază țara. Este o realitate și trebuie să ne bucurăm de acest lucru. În consecință, România face ceea ce poate. În primul rând, pe zona economică. Da? Pentru că și facem foarte multe lucruri, unele pe radar, alte sub radar, pe zona diplomatică. Militar există precauție, pentru că această precauție, cred eu, este împărtășită de toate statele NATO. Chiar și de state NATO care au miză mai mare în situația ucraineană decât România. Așa cum noi avem ceea ce se numește skin in the game cu Republica Moldova, categoric pe Ucraina, indiferent și de propriile lor, să spun așa, diferende, Polonia este țara motor în momentul de față și țara cu siguranță cu stresul politic, geopolitic și nu numai cea mai mare în momentul de față. Ei gestionează bine acest stres și au reușit să folosească această criză ca și oportunitate. Din punctul meu de vedere, ei și britanicii, și poate prin o parte din anunțele lor, inclusiv pe zona securitară, nemții, sunt cei care au reușit să facă din această criză oportunitate. În rest, mai toți suntem, în momentul de față, mai degrabă analiști ai impactului ajutorului nostru sau a sancțiunilor asupra Rusiei, asupra economiei noastre. Și este o situație ingrată, vrei nu vrei, inclusiv apropo de momente de panică. În ultime 24 de ore, de exemplu, s-au văzut inclusiv în România asemenea momente de panică raportat la prețul benzinei, motorinei și nume, și asemenea chestiuni vor mai exista în perioada următoare. Eu cred că atât Rusia a subestimat Ucraina la capitolul rezistență,
cât și acum nu ar trebui noi să picăm în capcana subestimării. Rusie, la capitolul ei, și-au dorit acest lucru și n-au niciun fel de plan B. Eu cred că deja ei și-au antrenat mușchii pentru sancțiuni. Nu neapărat pentru genul acesta de sancțiuni, magnitudinea aceasta și venite cu viteza aceasta. Pentru că dacă e să ne uităm, inclusiv felul în care probabil diplomația rusă a încercat să mai întârzie o serie de decizii, inclusiv SWIFT, da? În 48-72 de ore am trecut de la 4 state, Germania, Italia, Ungaria și Cipru, care de principiu însă Uniunea Europeană spuneau hai să nu ne grăbăm cu SWIFT-ul, au picat rând pe rând bastioanele, ultima fiind Ungaria, și am văzut un aliniament european. Da? Deci, ce putem face? Facem deja. Cât de mult rezistă șandramaua, cum se spune în popor, sub Putin, asistă o altă discuție. Și este un element care, din punctul meu de vedere, nu poate fi evaluat în momentul de față. Am văzut și momente istorice de coacere când, de exemplu, 1917, când teoretic ești foarte puternic și mâine nu ești, inclusiv ca schimbare fundamentală de regim, am văzut și momente de anduranță prelungită la 40. Ei, exact, în care pur și simplu au stat acolo solidar cu liderul și nu numai. Deci este foarte greu, din punctul meu de vedere, este foarte greu să faci un pronostic în ceea ce privește ceea ce se va întâmpla în Rusia în perioada următoare. În anii 40 au stat lângă lider, în primul rând, pentru că era această amenințare externă a Germaniei naziste. În 1940, atunci era și reală, fie vorba între noi. Era reală, evident. Era reală și era fizică, concretă, militară. Puteau fi ocupați. În 1917 era implozie socială. Da, deci s-ar putea să întâmple lucruri interesante în următorul... În 1991 a fost implozie socială, în 1998 a fost implozie socială și ambele au condus la schimbări de leadership în Rusia. Și s-ar putea să întâmple lucruri foarte ciudate la scară istorică, pentru că, da, Putin intră în istorie, dar s-ar putea să intre inițial în istorie ca și stabilizator, da? Cel care a reușit să stabilizeze Rusia în anii 2000, să redea un fel de încredere națională, după aceea mândrie națională, după aceea un sentiment de putere, nu? De respect în sens ciudat pentru Rusia, da? În sensul de băiatul acela care ne poate împinge în curtea școlii, da? Până acest element de izolare care, prin consecințe economice, poate duce la o implozie economică, socială și, la un moment dat, nu știi niciodată câtă lume îți vrea binele la o țară atât de mare, la un moment dat o implozie teritorială, cu consecințe teritoriale. Sigur că pe o moment... O țară diversă etnic, cu sensibilitate... Întinsă pe două continente, da, nu va fi, nu e o țară ușor de gestionat, da? Dar, din nou, asta este treaba lor, da? La momentul potrivit, însă este un risc mare, de care nu sunt sigur că multă lume este conștientă, inclusiv la Kremlin în momentul de față, pentru că istoria poate fi răzbunătoare. Poate fi și bună cu tine în sensul de regenerare, dar poate fi și răzbunătoare, pentru că ei introduc în momentul de față, din punctul meu de vedere, un element de stres nenecesar asupra ordinii globale. Și da, putem spune, da, poate că s-au gândit bine, da, din acum să acționeze în cocktailul acesta de criză, dar părea mea că nu vor fi iertați. De o parte, din actorii globali, inclusiv Statele Unite, și pe de altă parte, ei nu-și dau seama, dar s-ar putea să convertească în realitate o parte într-o realitate mult mai dură decât pare, o parte din copertele Economist din ultimii ani. Una dintre copertele Economist era cu un scaun mare, un jilț mare, pe care stătea un panda mare, în brațele căruia stătea un urs, care avea un steag rusesc în mână. Da? Apropo de metaforă, de alegorii și numai. Ori, în momentul de față de coperta cu pricina, panda este și mai mare, ursul este și mai mic, indiferent că ursul își dă seama, și poala va fi și mai încăpătoare. Da? Deci ceea ce reușește în momentul de față China să acapareze, din punct de vedere a jocului de putere financiar și nu numai, prin proptirea rușilor, de o proptire în care rușii chiar au nevoie de acest spate chinez, va duce la, pe bune dreptate, o consolidare a crizei, a Chinei, da, care e adevărata câștigătoare, din punctul meu de vedere, din această criză. Și, pe de altă parte, din nou, nu cred că americanii vor ierta.
atât democrații cât și republicanii. Democrații nu îi voi ierta pentru că s-ar putea ca percepția de slăbiciune de moment, deși americanii fac multe lucruri ca să ajute în momentul de față, asupra lui Biden se ducă la o consolidare republicană pe ambele camere ale Parlamentului lor și s-ar putea să vedem un congres dominat de republicani. Ori asta înseamnă o coabitare în următorii 2 ani în Statele Unite. Și coabitările nu sunt facile, da? Apropo de istoricul prezidențial american, da? Deci s-ar putea să o America parțial blocată, da? Deci republicanii la rândul lor, deși pot spune că într-adevăr vor capitaliza într-un val în congres probabil în lunile următoare, republicanii nu au simțul umorului pe zona securitară. Indiferent de ce acuzații au fost făcute la adresa inclusiv a lui Donald Trump anterior, da? Sunt adepții unei Americi puternice. Da? Lor nu o să le convină faptul că America a părut slabă într-un moment, deși, din nou, strict legalist, juridic, America nu are de ce se bage în momentul de față. Este maximă obligație, să spunem așa, de percepție, de superputere, să faci ceva pentru că se întâmplă ceva. Și automat când se întâmplă ceva puternic de impact în plan internațional, statele se uită la statul cel mai puternic. Dacă statul cel mai puternic ezită, strict ca percepție de putere, poate părea dezordine globală. Noi oricum suntem de-am bun de zile într-o zonă de dezordine globală, pentru că suntem copleșiți efectiv, iar perioada cu COVID-ul nu a ajutat de diferitele crize. Din nou, Rusia pierzătoare, din punctul meu de vedere, poate nu pe termen scurt, poate vor fi rezistenți, dar la un moment dat aceste sancțiuni, până și liderii occidentali de business și alții o spun, nu ne dăm seama ce o să fac în câteva luni și ani. Da? Poate să le iasă să găsească amatori, în special pe zona de criză alimentară globală, care categoric va urma, da? Toate valorile o spun. Nu doar la capitolul preț, dar și la capitolul furnizare efectivă, în special către o serie de state care au peste 100 de milioane de cetățeni și sunt dependente de anumite exporturi din Ucraina, Rusia sau Europa, dar nici Europa în momentul de față, având în vedere prețul gazului, nu mai are aceeași producție de fertilizatori și nu numai. Da? Deci, categoric s-ar putea să-și găsească Rusia clienți dornici de a sparge embargoul sau lobiști pentru spargerea embargoului, cel puțin pe zona alimentară. Pe de altă parte, apropo de problema în sistema financiar internațional, cum o să-și ia banii din Africa sau din Orientul Mijlociu? O să-și ia cash și o să-i trimită cu ce nave, cu sub pavilion chinezesc, înapoi să le vină banii pe porumb, pe grâu și pe altele. Deci, din nou, este o lume în care foarte multe posibilități se deschid și părerea mea că această rezistență între ghilimele rusească îi va costa foarte mult. Și încep și ei să fie conștienți de acest lucru. Dar, domnule Magdin, o problemă importantă la ora actuală privind Ucraina, viitorul Ucrainei pe termen scurt. Ce și-a propus Vladimir Putin în Ucraina? Devine tot mai clar că planul diabolic al Kremlinului era un blitzkrieg, o ofensivă rapidă, subestimând capacitatea de reacție a statului ucrainean, care probabil să schimbe guvernul de la Kiev, înlocuindu-l cu un guvern marionetă. Un guvern marionetă, probabil clienții Rusiei de prin Ucraina, gen Medvedchuk, Yuri Boyko și alte relicve penibile din perioada lui Yanukovych. Sau chiar revenirea lui Yanukovych, apropo. Chiar revenirea lui Yanukovych, da. Alimentând narativul fals, evident, al loviturii de stat din 2014, nu, care a înlocuit o putere, așa zis, legitimă. Problema aici este următoarea. Însă, Rusia a întâlnit o rezistență foarte puternică, atât militară, o armată care luptă extrem de creativ, cât și o rezistență națională. Avem, pe de altă parte, dând crezare surselor ucrainene și un moral destul de prost al armatei ruse în Ucraina, o lipsă de motivare din acest punct de vedere pentru ofensivă. Gândiți-vă că este extrem de dificil totuși, în contextul în care Ucraina de astăzi nu mai e Ucraina din 2014. Partidele proruse aveau în sondajele de opinie înainte de începerea acestui război, undeva la 7-8%, erau marginale și se adresau în general doar populații proruse din Donbas, Harkov și regiuni restrânse din sudul Ucrainei. Și gândiți-vă că chiar în virtutea unui câștig militar, Rusia nu reușește la ora actuală să gestioneze
anumite zone din proximitatea Donbasului extrem de proruse, deci acolo populația este extrem de revoltată. Cum ar putea ei menține, chiar prin teroare, prin război de represiune, cu o imensă componentă civilă, o experiență civilă profundă, zone naționaliste puternic precum Lvovul sau Ivano-Frankivsk din vestul Ucrainei sau Kievul? Va fi o durere teribilă. În primul rând este o dramă națională și umană ucraineană. Nu știm dacă Ucraina va ceda militar până la urmă. Exact, deci sunt foarte multe aspecte, da? Dar indiferent de variantă, din punctul meu de vedere, rușii sunt împotmoliți. Și sunt sigur că ei caut activ în momentul de față soluții, mizând pe ideea că toată lumea ar vrea să închidă asta în plan global cât se poate de repede. Dar totodată proiectând în negocieri o intransigență care face inacceptabil acest lucru pentru Kiev, da? În felul în care pun problema. Deci eu cred că Rusia va încerca să facă ceea ce noi numim back channel cu vestul și alți actori cheie din comunitatea internațională sau va încerca medieri, astfel încât totuși să se extragă din Ucraina, conservând estul Ucrainei plus Crimea, pentru că în esență se vor confrunta, dacă nu, asta presupunând din nou, care e și învingător dintr-un război, ceea ce nu este sigur. Deocamdată ei nu au reușit să judece un mare oraș. Da, el scot pe patriarhul lor cu mesaje incredibile din punctul meu de vedere. Nu cred, n-am văzut așa o decredibilizare accelerată la cineva cu un asemenea statut de mult timp, dar pe de altă parte și ucranii o au pe Sfânta Javelina, cum o numesc. Adică sunt rezonesc că pe de o parte să vedem dacă o să aibă un succes militar convențional, am dubii în creștere, și pe măsură ce trece timpul, rezistența se va consolida. Asta este clar. Ajutoarele vor veni de o manieră sau alta, mare parte discret. Da? Deci, defensiva e mult mai simplă decât ofensiva. Exact, și mobilizarea aceasta. Deci din punctul meu de vedere, în următoarea lună și având în vedere și anumite date cheie, pentru că 9 mai pentru noi este ziua Europei, pentru ei ziua Victoriei, da? Fie și ziua Victoriei fugite. Înainte de 9 mai vom avea Paștele, ceea ce Paștele exact. Ortodox, ceea ce e foarte important. Exact, deci poate Dumnezeu iluminează pe liderul de la Kremlin și pe anturajul său, care încă eventual se presupune că mai gândește critic și mai comunică o serie de sugestii și încearcă să găsească o soluție, în primul rând, care să evite orice fel de victime umane în perioada următoare și orice fel de distrugeri, inclusiv simbolice. Apropo de război informațional și, din punctul meu de vedere, niște mesaje foarte bune și foarte puternice ucrainene, da? Inclusiv ideea că avem niște bijuterii de catedrale, da? Pe care rușii vor să le bombardeze în Kiev. Apropo de și de simbolistica, da? Îl bombardează într-un fel pe Dumnezeu, da? Dacă vor să facă chestia asta. Și bombardează biserici ortodoxe, care sunt foarte importante și pentru istoria rusă. Pentru istoria comună. Exact, Rusia kieveană, da? Apropo de unde au pornit în dincolo. Adică, exact. Iarăși mai este o chestiune, domnule Magdin, toată această semnificație stupidă a acestui război, gândiți-vă la două lucruri fundamentale. Aici nu vorbim de armata sovietică în Afganistan și aici nu vorbim de armata rusă în anii 90 în Cecenia, acolo unde vorbeam de națiuni complet diferite de națiunea rusă. Aici vorbim de două popoare despre care rușii pretind că sunt, în istoriografia oficială și în propaganda oficială a Kremlinului, că sunt popoare frați. Sau, hai să urmă așa, chiar și cu ceva distanță, din frați poate au devenit verișori distanți după Crimea, dar cu siguranță în momentul de față s-a terminat orice fel de... Pietenie în rușă ucraineană. Și cu siguranță vor fi negate inclusiv legăturile de familie pe viitor, inclusiv istorice. Deci lucrurile s-au complicat foarte mult și din punctul meu de vedere timpul acționează în favoarea ucrainienilor și nu... Din nou, nu pare, pentru că într-adevăr drama cea mai mare ei o trăiesc, da? Ce vedem în primul rând la capitolul victime civile, ei o trăiesc, da? Dincolo de raportările armatei Ucrainei cu privire, să spunem așa, la numărul de captivi ruși, majoritatea neexperimentați, recruți, da? Sau victorii punctuale, da? Am reușit să elimin nu știu ce lider cecen sau nu știu care tip de la Wagner, da? Sau, deci, dincolo de acest și de pozele cu tancuri distruse de echipamentul defensiv ucrainean, a spune însă că crește nerăbdarea globală.
Mai ales, noi suntem nerăbdători. Noi în regiune, în centrul și estul Europei, suntem pe bună dreptate stresați pentru că ne gândim la orice fel de spillover. Din rațiuni, fiecare cu stresul lui, da? Noi ne uităm la Republica Moldova, la Transnistria, polonezii se gândesc cum să gestioneze cea mai mare parte a fluxului de refugiați, dar și cum să ajute rezistența ucraniană, lituanienii și au skin the game, tot așa din rațiuni culturale, istorice și numai, măcar că sunt o țară mai mică, dar prezentă, da? Inclusiv în comunicarea internațională. Dar restul, din punctul meu de vedere, se uită de foarte multe ori la impactul economic. Da? Uitați-vă, de exemplu, o țară care teoretic nu are mize în Estul Europei, Spania. Păi efectele economice ale sancțiunilor, să spun așa, sau în general efectul asupra piețelor mondiale pe diferite componente este devastator. Da? Și va afecta și autocrații și democrații și e posibil să ne vedem, să ne pomenim cu niște primăveri în diferite state, da? Unde fie sunt exerciții electorale democratice și vezi că pică guvernul, da? Adică își pierde partidele de la guvernare sprijinul popular pe fundat de inflație galopantă, creștere de prețuri și asta, fie să vezi regimuri autocrate care pică pentru că nu pot asigura siguranța alimentară sau nu mai pot stabiliza prețurile. Să revin imediat la regimurile autocratice din Europa, da. Semi-autoritare, dar până atunci, domnule Magdin, gândiți-vă puțin la o eroare tactică. În momentul în care sovieticii au intrat în Cehoslovacia, aveau o întreagă structură de partid care îi aștepta. În perioada 68-69 și oameni care își doreau, imediat în perioada aceea normalizării, să reprime mișcarea lui Dubček. La fel în momentul în care au intrat în Budapesta, în 1956. Gândiți-vă că după Imre Nagy, la fel un întreg establishment revizionist și contrarevoluționar, mă refer aici la Kádár János, la fel îi aștepta, aveau o structură de partid acolo. În Ucraina nu e nimeni la preluare. Nu e nimeni. Așa este, nu e nimeni la preluare. Dacă la Kiev ar impune un președinte de tipul Ianukovici sau un președinte de tipul Yuri Boyko sau asemenea personaje caricaturale și grotești, gândiți-vă că acei oameni probabil n-ar avea nici măcar o secretară cu care să lucreze. Plus, în ultimii ani... Asta presupunând că ar supraviețui gherile urbane. Exact. Fie vorba întâi care va urma. Da, plus că în Ucraina în ultimii ani s-a dezvoltat o elită politică, militară și administrativă profund națională și atașată de valorile naționale. Vorbim aici de servicii de informații conectate la vest din punctul acesta de vedere. Adică este foarte greu să dinamitezi un stat cu anumite structuri și să pui altceva. Gândiți-vă că nici Hitler, în anul 1940, când a invadat Franța, nu a putut să o administreze militar pe toate. A trebuit să găsească acel compromis înfiorător, acea tragedie a Franței din perioada ocupației cu acel regim marionetă de la Vichy plus cea mai mare parte a Franței administrată militar. Probabil că și aici, în Ucraina, ar fi nevoie de o administrație militară directă armatei ruse. Dar o administrație militară nu va fi... Da, exista și rezistența franceză, dar părerea mea că la felul în care au început lucrurile, da, pentru că e o diferență între felul în care nemții au intrat în Franța atunci, da, să spun așa, și ceea ce fac rușii acum. Apropo și, da, și apropo de blitzkrieg nereușit al rușilor, presupunând că ținta lor a fost, vezi, Doamne, dincolo de valul de bucurie pentru eliberatori pe care probabil sperau ei într-o analiză greșită, credeau că vor avansa și probabil și geografic mai ușor. Eu cred sincer că îi așteaptă o gherilă urbană. Asta presupunând, da, și indiferent de variantă, da, pentru că apar tot felul de, dincolo de narativele principale fiecare părți, apar și tot felul de narrative secundare, da, gen guvern în exil, da, în funcție de asta, sau în vestul Ucrainei sau alte. Părerea mea este că nu trebuie făcute prea multe asemenea. Da. Eu cred că va exista o rezistență feroce și, cum bine ați subliniat, statul ucrainean există, trăiește și se pregătește pentru o rezistență prelungită. Atâta timp cât, din nou, suntem într-o zonă încă convențională, da? Și nu se apelează la temutul buton nuclear. Sigur, se pot încerca diferite alte lucruri, da? Apropo de momente de panică din ultimele zile cu privire la diferite centrale nucleare. Din punct de vedere strict diplomatic, cum vedeți întâlnirea dintre ministrul de externe Lavrov și ministrul de externe ucrainean? Poate fi o rază de speranță că o întâlnire la un asemenea nivel pavoazează drumul către o serie de dialoguri ce pot merge către un tratat de pace? În primul rând, din punctul meu de vedere, semnalul cel mai puternic este în momentul de față că dacă am văzut o Polonie activă, o Marea Britanie activă, nu am văzut
pe radar foarte activă Turcia, dar Turcia a fost tot timpul acolo. Și ca putere regională, cu skin in the game, da? Cu miză în ceea ce privește nu numai Crimea, da? Și în general Ucraina. Da? Au crescut foarte mult aceste relații bilaterale. Multe lume, de exemplu, a vorbit despre Erdogan și Putin, dar foarte puțin lume s-a uitat cu atenție la dinamica relației Zelensky-Erdogan din ultimul an, care a crescut exponențial. Da? Deci a semnala că nu întâmplător se duc cei doi în Turcia, da? Poate că doar chinezii ar avea același leverage bilateral, să spunem așa, pentru mediere cum îl au turcii, din perspectiva ambelor părți, da? Că aici contează și cărei țări îi vor acorda favoarea atât ucrainienii cât și rușii de a media eventual ceva de succes. A încercat recent Israelul, altă țară cu miză foarte puternică, da? Cetățenii israelieni veniți din Rusia în anii 90, respectiv foarte mulți cetățeni israelieni sau etnici evrei din Ucraina, da? Deci o altă țară cu o miză foarte, foarte puternică, dar din punctul meu de vedere, această întâlnire, deși are loc pe teritoriul turc și o țară care, din nou, cu leverage și interese atât înspre Ucraina cât și înspre Rusia, nu are cum să aibă succes. Nu are cum să aibă succes. Decât pe chestiuni secundare, gen să fim siguri... Coridoare umanitare. Exact. Chiar se face coridorul umanitar. Da? Sau nu e atacat, nu știu ce linie de aprovizionare. Sau o declarație simbolică de genul amândoi suntem conștienți de faptul că e important să protejăm centrale nucleare. Da? Pentru că trebuie să înțelegi ce definești ca victorie. Da? Din punctul meu de vedere, zona aceasta, din nou, vorbim cu oameni mai inteligenți decât mine, pentru că nu ține de domeniul meu de expertiză, dar cu cine vorbești din energie în ultimele zile, îți vor spune, în esență, rușii foarte probabil încearcă să decupleze rezistența ucraineană, în esență, prin decuplarea sistemului energetic. Da? Deci, pur și simplu, ei să aibă o pană de curent Ucraina, ca să simplific discuția, măcar că sună superficial ceea ce da. Spun prin generalizare. Deci, în esență, să închidă lumina. Da? Cu speranța că fără căldură, fără lumină, fără alte aspecte, rezistența ucraineană va fi mult mai dificilă și eventual o negociere poate reuși. Dar din nou, dacă ei nu clipesc, să nu uităm că și vremea se îmbunătățește. Dincolo de această surpriză de vreme pentru noi toți ce se întâmplă acum în martie. Da? Dar din nou, timpul trece în favoarea ucrainienilor. Deci cred că presiunea mare este cu adevărat pe partea rusă să vină cu soluții, însă din nou, nu-mi dau seama de ce cred că ar putea merge o negociere în care, din punctul meu de vedere, intră prea dur ca și soluții. Da? Și cred că ucrainienii și partenerii lor sunt buni prin faptul că dau pe surse. Da? Și arată faptul că o serie de condiții sunt irealizabile. Da? A apărut, de exemplu, pe surse acea variantă în care tu, Zelensky, poți să rămâi un fel de președinte păpușă, da? Să sunt așa și să-ți impun eu un prim-ministru care în esență să conducă și să asta. Băi, este ceva inacceptabil. Da? Și, din nou, șocul mare este peste ruși, din punctul meu de vedere, de-abia acum vine. Inclusiv s-ar putea să apară comparații la nivel de leadership, pentru că Zelensky de-abia acum joacă rolul vieții sale. Ceea ce s-a întâmplat în Sluga Naroda a fost nimic față de ce face acest președinte în momentul de față. Deci este la propriu, cum spune coperta de la New Statesman, a hero of our time. Da? Este în percepția publică globală un erou al zilelor noastre. Da? Cât se va menține această aură? Ce va reuși să facă? În primul rând să fie în siguranță fizică, da? Și să ducă cu bine fizic această perioadă de conflict și eventual ulterior reconstrucția. Însă părea mea că vor crește data asta nu în favoarea lui Putin comparațiile cu privire la leadership. Pentru că mult prea des, inclusiv în spațiul democratic global, lumea a fost captivată de puterea proiectată și de siguranța proiectată de Putin. Dar s-ar părea că în spatele acelei siguranțe împăratul este gol. Și cred că asta este un element adițional din punctul meu de vedere de stres care se va dovedi în perioada imediat următoare și va pune multă lume pe gânduri. Altfel se proiectează leadership-ul în secolul 21 conectat cu rețelele sociale și nu numai. Da, vorbim de o elită sclerozată la ora actuală și cu un discurs complet inadecvat, propriu din punctul meu de vedere anilor războiului rece. Dacă vă uitați cu atenție, elita politică de astăzi de la Kremlin a fost formată în perioada războiului rece. Cred că vorbim de oameni care nu cunosc internetul și lumea globală,
Chiar vorbea cineva despre liderul rus la ora actuală, că nu folosește internetul, că e un om din secolul trecut. Cum vedeți, domnule Magdin, în ultimele 7 minute ale întâlnirii noastre, în încheierea întâlnirii noastre, viitorul regimurilor semi-autocrate din Europa Centrală, mă refer aici la Orban și la Serbia, două cazuri complet diferite, care au alegeri pe 3 aprilie, în contextul crizei ucrainene, și cum vedeți Republica Moldova în toată această criză? Aș spune că, în primul rând, cel care merge cu siguranță fără emoții la alegeri debut aprilie este Vučić. Este mult mai consolidat din punctul meu de vedere și are în fața sa o coaliție mult mai light, mult mai... și nu are echivalentul unei fețe opozante puternice, spre diferență de Marchizai în Ungaria, care este, dincolo de suișuri și coborâșuri de popularitate, în punctul meu de vedere, în oglindă, pare că există o alternativă conservatoare, dar drăguță, la Orban. Da? Deci nu există, dacă te uiți în oglindă, în momentul de față, sau cel puțin nu este pe radarul nostru imediat al analiștilor, da? Cineva comparabil care cu adevărat să fie un risc pentru președintele Vučić. Da? Și de altfel să nu uităm că Rusia are propriile sale, că Serbia are propriile sale experiențe traumatice, istorice și dincolo de orice fel de afecțiune panslavistă, dincolo de momente de solidaritate istorică între Rusia și Serbia, Serbia și Rusia, da? La finalul zilei, Serbia, din punctul meu de vedere, și Vučić se află într-o situație unică și are și flexibilitate dată de faptul că nu este în UE și în NATO. Cred că Orban ne-a arătat că chiar și în această semi-autocrație spre autocrație în Ungaria, totuși râdem, glumim, dar nu părăsim incinta. Cred că, vorba celebrului banc românesc, cred că dacă am văzut un lucru totuși, și asta este un lucru extraordinar cu UE și cu NATO, este că dincolo de câteva episoade, după cum am dat exemplu cu SWIFT, da? Inițial 4 țări, după aia 3, 2, 1 și după aia gata, nu mai e niciun stat care să nu fie aliniat. Lecția UE-NATO este că până la urmă ne aliniem și că nu poți fi tu cel mai șmecher din cartier. O poziție asumată de multe ori de către Orban, da? Câteodată stând spate în spate și cu Polonia pe anumite aspecte raportat la Bruxelles. Spun asta de ce? Pentru că s-ar putea, dar din nou, este ca Orban, deși în momentul de față majoritatea spun că el este în continuare în pole position în Ungaria, să aibă surprize electorale de ultimă oră în funcție de dinamica. Nu mă aștept la asemenea surprize pentru Vučić. Da? Deci, teoretic, amândoi merg spre înnoire, dar cu mai multe emoții pentru Orban. În ceea ce vește Republica Moldova, ce ne interesează pe noi, în primul rând, aș constata, în primul rând, o diferență enormă la capitolul proiecție a leadership-ului și dialogul națiunea. Da? Deci, moldovenii sunt mai norocoși, din punctul meu de vedere, decât noi, în sensul în care acolo se comunică mai des. Sunt și mai ghinioniși decât noi, în sensul în care noi suntem mai decuplați de la zona de propagandă rusă și inclusiv expunerea populației din Republica Moldova, inclusiv la narrative de divizare cu privire la gestiunea refugiaților și mai este mult mai puternică de la noi. Deci, pe de-o parte, sunt mai norocoși la capitolul proiecția leadership-ului dialogul națiunea pe care îl face Maia Sandu față de omologul său de la București, pe de altă parte, sunt mai vulnerabili din toate punctele de vedere decât România. Ca să nu mai menționez că România se află sub umbrela NATO, deci în siguranță și nu avem bucăți gen Transnistria. Ce se va întrepa? Cu siguranță se fac scenarii și la Chișinău și la București, cu privire la diferite intenții rusești, fie și în varianta cea mai light de a agita Transnistria, Găgăluzia, mergând pe la varianta, temerea cea mai mare, eventual, ca ei să nu facă operațiuni pornind din Transnistria înspre restul Moldovei. Cu siguranță se fac diverse analize în acest sens, atât la București și la Chișinău, e normal, da? Dar din punctul meu de vedere, eu cred că orice fel de intrare mai abruptă rusă înspre Moldova
este improbabil în momentul de față. Da, profund pentru că, improbabil. Ei sunt împăriți în Ucraina la ora actuală. Exact și da, poți veni pe un scenariu normal, analitic de risc, în care să spui, dacă nu au nicio victorie, pot în compensație să facă asta. Dar părerea mea, compensația asta e atât de mică, încât, sincer, ideea, dacă ne stresezi, inclusiv pe noi, pe români, da? Folosind Transnistria și nu numai. Da? Și eu m-am uitat și la vizite și cred că în momentul de față, faptul, va conta faptul că Borrell, Blinken și alții au făcut pelerinaj pe la Chișinău. Și cred că în momentul de față vestul nu își poate permite să piardă un asemenea lider ca Maia Sandu. Și că sprijinul pentru în orice fel de negociere ulterioară, inclusiv pe zona de back channel, pentru un mesaj de genul, dar Moldova lăsați-o în pace, da? Va fi foarte, foarte puternic. Și un semnal pozitiv din punctul meu de vedere la ora actuală, un semnal pozitiv și anume faptul că Moldova în sfârșit probabil că în următoarele săptămâni, luni, va primi statutul de țară candidată. Așa este. Greu de abia începe dincolo de acest simbolism. Înțelegem foarte bine că și simbolismul, exact, și simbolismul contează. Simpla idee că în momentul de față s-a deschis ușa, măcar că e puțin crăpată, dar simbolic. Faptul că te poți uita la ușă cu ideea că poate la un moment dat, nu se știe când, poate că nu se va întâmpla, dar măcar ideea de posibilitate de a intra la un dat pe ușa respectivă contează. Exact. Și nu mă refer aici, gândiți-vă că din punctul meu de vedere ar fi foarte important la ora actuală, după statutul de țară candidată, începerea negocierilor de aderare, care pot dura într-adevăr, Doamne ferește, cum s-a întâmplat cu Turcia, zeci de ani, să nu se ajungă nicăieri. Dar da, este foarte important ca negocierile să fie deschise. Așa este. Așa este, sunt total de acord și simbolistica este acolo. Din punctul meu de vedere, este una dintre marile victorii și cred că atât instincte ucrainiene cât și consilierea lor de la frați mai mari și mai agili în diplomație europeană și globală, cum sunt polonezii și britanicii, cred că și-au spus cuvântul. Exact. Credeți pe final că va supraviețui statul ucrainean? Nu doar sper, dar și cred. Eu cred că această națiune este forjată. Atenție, da? Nu națiunea ucraineană, ci statul ucrainean. Ce vreau să spun este următorul lucru. Această națiune, care a trecut și prin momente de confuzie, primele două decenii, să spunem așa, de confuzie identitară, nu numai de identitară, da? Și pendulare inclusiv în guvernările de la Kiev, da? Între cei partea mai vestică, să spunem, a Ucrainei și partea mai estică a Ucrainei, da? Apropo de momentul, vine Ianukovici, pleacă Ianukovici, da? Și vine altcineva pe partea cealaltă. Da? Dar eu cred că această forjare accelerată din ultimii ani a națiunii va duce la supraviețuirea statului. Pentru că este acolo o energie vitală, dar și o capacitate populațională, de ce să spunem așa, și o vitalitate economică, da? Care din punctul meu de vedere, chiar și sub presiune în momentul de față, da? Chiar dacă au porturile blocate, chiar dacă asta, dar sunt ingrediente acolo pentru nu doar rezistență, dar și, să spunem așa, accelerată, dar și o reconstrucție puternică. Și mă tem că pur și simplu rușii nu și-au dat seama, dar câteodată e bine să-ți lași rudele în pace. Domnule Magdin, mulțumesc mult pentru participarea la Călătorii Geopolitice. Sunt Cristian Gava. Până săptămâna viitoare, rămâneți alături de Radio France. La revedere!